Nativii săgetători și cei care au ascendentul în săgetător. Săptămâna 25 martie, 31 martie. Va aduce o eclipsă de lună plină în balanță, în casa 11, casa grupului social. Este o săptămână superbă, în care puteți să întâlniți persoane care vă sunt hărăzite să vă ajute. Sau puteți să faceți curățenie în grupul dumneavoastră social. Soarele din Berbec vă energizează puternic. El este în casa a cincea, casa bucuriei de a trăi, a hobby-urilor, a copiilor. Vă aduce foarte multă relaxare, iubire, dragoste, chef de viață. Planeta Jupiter, care este în Taur, se află în casa a șasea, în casa muncii, și ea vă susține la muncă și în proiectele pe care le-ați început. Planeta Mercur, care se află în Berbec, se află tot aici pe casa a cincea, casa bucuriei de a trăi, și vă determină să începeți să vă analizați excesele dumneavoastră, viciile, tot ceea ce până acum v-a îmbolnăvit. Vă face să fiți atenți și să luați o hotărâre să vă echilibrați în această rutină a vieții dumneavoastră.